Iată titlurile acestei ediții. Urmărire ca în filme, începută la Bălți și finalizată la Pervomaisc. Doi minori au pus pe jar poliția de la noi, dar și pe milițienii din stânga Nistrului. Un ex-polițist a fost condamnat pentru comercializarea narcoticelor. Un incendiu de proporție a lăsat o femeie din Sângerei pe drumuri după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări. Este vorba despre o incendiere intenționată. Jaf armat la Cahul. Un minor cu o armă de jucărie a încercat să jefuiască oficiul poștal. Un adolescent de 18 ani împreună cu unchiul său de 34 de ani au dat spargerea într-o locuință din Chișinău și au furat bunuri de 183.000 de lei. Urmărire ca în filme, începută la Bălți și finalizată la Pervomaisc. Și asta după ce doi minori de 16 și respectiv 17 ani au furat o mașină și s-au pornit la plimbare. Băieții au pus pe jar atât poliția de la noi, cât și pe milițienii din regiunea transnistreană. Imagini cu momentul urmăririi au fost postate pe un site de știri din stânga Nistrului. Potrivit informațiilor preliminare, polițiștii de patrulare din Bălți ar fi observat mașina care se deplasa haotic pe una din străzile orașului și prin urmare s-au luat după ea. Șoferul însă nu a oprit la somațiile polițiștilor, ci a apăsat pe accelerator. După câteva ore de întreceri, mașina a trecut în regiunea transnistreană, prin postul Vamal din satul Bâcioc. Ulterior și milițienii din stânga Nistrului s-au alăturat urmăririi. În cele din urmă, milițienii de la postul Vamal Pervomaisc, anunțați din timp despre mașina care se apropie de ei, au întins pe șosea o bandă cu ținte. Când au trecut peste ele, roțile mașinii s-au spart. Ugiți, oamă, ugi! În cele din urmă, minorii au fost încătușați. Aceștia s-au dovedit a fi originari din Bălți. Acum ei vor fi cercetați penal pentru răpirea unui automobil. Dacă vina le va fi dovedită, băieții ar putea ajunge după gratii. Un ex-polițist a fost condamnat pentru comercializarea narcoticelor. Acesta ar fi făcut parte dintr-o grupare criminală formată din 13 persoane, care a fost anihilată în februarie 2019. Procurorii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale au reușit să demonstreze că suspectul de 56 de ani obținea drogurile de la alți membri ai grupului și le vindea în baza comunicării telefonice cu consumatorii. Timp de un an, ex-polițistul împreună cu ceilalți membri ar fi vândut 10 de kilograme de stupefiante în toată țara. În data de 2 martie, magistrații l-au condamnat pe bărbat la 4 ani și 8 luni de pușcărie. Mai mult, după ispășirea pedepsei, inculpatul nu va putea ocupa funcții publice timp de 3 ani. Sentința este cu drept de atac. Ex-polițistul are 2 copii la întreținere. Acesta s-a pensionat din rândurile colaboratorilor Ministerului Afacerilor Interne și deține gradul special de locotenent colonel de poliție în rezervă. Un incendiu de proporție a lăsat o femeie din Sângerei pe drumuri după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări. La adresa redacției noastre s-a adresat fiica victimei, care spune că ar fi vorba despre o incendiere intenționată, iar până în prezent ancheta stă pe loc. Totul a avut loc încă în noaptea de 26 februarie, însă nici până azi nu se știe cine și din ce motiv a dat foc locuinței. Focul a izbucnit într-o ogradă comună formată din 2 case, iar în fiecare dintre ele locuiesc câte 2 familii. Tot femeia ne-a mai spus că este deja a 4-a incendiere. Totul ar fi început în aprilie 2019. Mama acesteia se teme să se mai culce în propria locuință de frică că cineva îi va da foc din nou casei. Fiica acesteia ne-a mai povestit că intervenția pompierilor a fost una destul de lentă și practic nimic din bunuri nu au putut fi salvate. Ea mai acuză și experții care nu se pot expune privind cauza producerii incendiului, ceea ce ar lungi și mai mult mersul anchetei. Pe de altă parte, reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență declară că pompierii au intervenit la fața locului în 4 minute după ce a fost făcut apelul la 112. Incendiul s-a produs în noaptea de 26 februarie, ora apelului a fost la 03:28 de minute. Primul echipaj de intervenție a salvatorilor și pompierilor a ajuns la fața locului la 03:32 de minute. Localizarea a fost făcută la orele 4:38 de minute și incendiul a fost complet lichidat către orele 6:57 de minute.
La fața locului au lucrat 3 autospeciale de intervenție, potrivit informației pe care o avem. Cât despre rezultatele expertizelor, ofițerul de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență declară că au fost deja emise și transmise poliției. Au fost afectate mobilierul, fereastra, bunurile materiale, au fost afectate odăile și acoperișul casei în proporție de 20%. Versiunea înaintată de angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență este aducerea sursei de foc din exterior. Materialele sunt emise organelor de drept. Reprezentanții poliției din Sângere au confirmat că un astfel de caz a fost înregistrat, iar acum au loc investigațiile. De cealaltă parte, femeia care ne-a contactat spune că în cazul celorlalte 3 incendii, suspecții nu au fost identificați și nimeni nu a fost pedepsit. Investigațiile continuă. Jaf armat la Cahul. Un mascat a intrat într-un oficiu poștal cu un pistol și a cerut de la angajați toți banii. S-a întâmplat în data de 2 martie în satul Pașcani. Unul dintre lucrători a sunat la poliție. Sesizarea a parvenit din partea unui lucrător al oficiului poștal din satul Pașcani, raionul Cahul, care a comunicat că o persoană necunoscută, deghizată pe față, având în mână un pistol, a amenințat-o și a cerut surse financiare care erau în oficiul poștal. Imediat, la fața locului s-a deplasat grupul operativ, în deplină componență, inclusiv conducerea IP Cahul. La fața locului, forțele de ordine au stabilit că un necunoscut cu mască pe față a intrat în oficiu și a început să ceară banii. Angajatul poștei însă, observând că arma este de jucărie, a refuzat să se supună cerințelor infractorului. Neavând ce face, băiatul s-a dus într-o direcție necunoscută. La scurt timp însă, poliția a dat de urmele suspectului. El s-a dovedit a fi un minor locuitor al satului Pașcani. Acasă la băiat, forțele de ordine au depistat masca, dar și arma de jucărie pe care a folosit-o. Acum minorul este reținut pentru 72 de ore și este cercetat penal pentru tentativă de jaf. Dacă vina îi va fi dovedită, el riscă să fie pedepsit conform legii. Clipe de panică pentru 2 minori din Chișinău după ce au fost atacate și jefuite în plină stradă. Fetele de 11 și respectiv 13 ani au rămas fără telefoane mobile în timp ce se întorceau acasă de la școală pe strada Sarmizegetusa din sectorul Botanica. Speriate, copilele s-au plâns părinților care, la rândul lor, au sesizat poliția. La scurt timp, oamenii legii au dat de urmele suspectului. Este vorba despre un bărbat de 35 de ani, locuitor al capitalei. Forțele de ordine au constatat că acesta se afla deja în căutare după ce a fost judecat la 2 ani și 7 luni de pușcărie pentru furturi din buzunare, însă a reușit să se eschiveze de la pedeapsă. Audiat, bănuitul și-ar fi recunoscut vina și a declarat că a vândut cele două telefoane unor necunoscuți. Acum el este cercetat penal pentru jaf, iar dacă vina îi va fi dovedită, la pedeapsa pe care o are deja de ispășit după gratii, s-ar mai putea adăuga încă 7 ani de detenție. Au dat spargerea într-o locuință și au furat bunuri de 183.000 de lei. Un adolescent de 18 ani și un bărbat de 34 de ani, care s-au dovedit a fi rude, au ajuns pe mâna poliției, suspectați de comiterea unui furt în proporții deosebit de mari. Poliția a fost anunțată în data de 1 martie de către proprietarul locuinței. Acesta a declarat că de la el din casă i-au dispărut mai multe bijuterii din aur, un telefon mobil de ultimă generație, dar și 4 ceasuri de mână, în valoare totală de 183.000 de lei. După mai multe investigații, oamenii legii au dat de urmele suspecților și i-au reținut. Aceștia s-au dovedit a fi originari din Leova. Acasă, la ei au fost depistate o parte din bunurile furate. Audiați, cei doi și-au recunoscut vina. Pentru ce ați fost reținut de poliție? Pentru furt din casă. Ce anume ați furat din casă? Aur, ceasuri, telefon mobil. Cine v-a sugerat ideea să furați casa? Moșul meu. Anterior ați mai fost judecat? Da. Acum bărbatul de 34 de ani a fost arestat pentru 30 de zile, iar adolescentul de 18 ani este cercetat în libertate. Dacă vina le va fi dovedită, ei riscă până la 10 ani de pușcărie. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt. Un șofer din sudul țării ar fi provocat un grav accident rutier în centrul orașului Cahul după ce s-a grăbit să treacă la culoarea roșie a semaforului. Impactul dintre mașini s-a produs în seara de 2 martie la intersecția străzilor Ștefan cel Mare și Vasile Stroiescu în jurul orei 19. Din imaginile postate pe un portal local de știri se vede cum unul dintre autoturisme a lovit lateral un alt vehicul. Impactul a fost atât de violent încât ambele autoturisme au ajuns în bordura de la marginea drumului. Din fericire, în acel moment în preajmă nu era niciun pieton și, prin urmare, nimeni nu a avut de suferit. La fața locului a intervenit și un echipaj de poliție.
Automobilistul care va fi găsit vinovat de cele întâmplate va fi amendat conform legii. Carambol pe o stradă din Chișinău. Zeci de șoferi au rămas blocați în ambuteiaje infernale după ce trei mașini s-au tamponat violent. Totul s-a întâmplat în după amiaza de 2 martie la intersecția străzilor Ismail și 31 august. În imaginile expediate la adresa redacției noastre de către un martor ocular se văd trei autoturisme accidentate, iar pe șosea cioburi de sticlă și bucăți din vehicule. Ofițerul de presă de la Poliția Capitalei, Natalia State, a declarat că șoferul care ar fi provocat totul și-a recunoscut vina. Prin urmare, cei trei conducători auto s-au dus la secția accidente rutiere Benevol și au înregistrat cazul. Potrivit legii, șoferul vinovat riscă amendă de până la 1500 de lei și 6 puncte de penalizare. Afaceriștii cu permise de conducere nu învață din greșelile altora și continuă să-i amită. Un bărbat din Bălți a ajuns pe mâna ofițerilor CNA după ce au cerut 500 de euro de la un absolvent al unei școli auto. În schimbul mitei, acesta i-a promis că îi va convinge pe experții de la secția înmatricularea transportului și calificarea conducătorilor auto să-i elibereze permisul fără ca el să susțină examenele. Suspectul l-a părât însă la Centrul Național Anticorupție, iar denunțătorul a transmis cei 500 de euro sub controlul ofițerilor anticorupție. Prin urmare, bănuitul a fost reținut pentru 72 de ore. Acesta riscă până la 6 ani de detenție. O autocisternă cu numere de înmatriculare din Republica Moldova a fost implicată într-un grav accident rutier în România, în urma căruia 4 persoane au avut de suferit. Cisterna cu sodă caustică s-a ciocnit cu auto specială care transporta deșeuri în după amiaza zilei de 2 martie în județul Giurgiu. Un bărbat a fost prins sub mașina de gunoi. Victima a fost descarcerată de pompieri și ulterior transportată la spital. Ceilalți trei bărbați au suferit răni ușoare și nu au avut nevoie de spitalizare. Șoferii celor două vehicule, un cetățean bulgar și un român de 47 și respectiv 50 de ani, au fost testați la alcoolemie, iar rezultatul a arătat că aceștia nu erau în stare de ebrietate. Poliția din România continuă investigațiile. Dacă ai fost martorul unei situații interesante, expediază-ne imaginile la adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062071902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.